Bună ziua tuturor! Sper că mă auziți! Mulțumim foarte mult că v-ați alăturat în această zi de luni, chiar dacă este frig afară. Sper că cu inimile noastre vom încălzi această cameră și acest muzeu. În primul rând, cred că trebuie să mulțumim gazdei noastre, da? Doamnei Viorica Sârbu, pentru că ne-a găzduit aici la Conacul Familiei Lazo. Și primăriei Comuna Piatra, da? Primarului domnului Bușilă. Domnul primar, nu-l vedem. Vă rog frumos. Da, deci să mulțumim și domnului primar că ne-a găzduit în Comuna Piatra. Numele meu este doar Mihalaș, am să moderez evenimentul de astăzi. Noi să încercăm să fim scurți. Deci, într-o oră facem activitatea pentru că suntem mulți. La o parte ne este fric și la o parte ne este foame. Deci să încercăm să fim scurți și la obiect. Astăzi suntem aici, de fapt, pentru a lansa un nou proiect, care l-am lansat deja și în 2020 și în 2021, un program care se numește Abilitățile Digitale Conectează Generații, adică cum unim tinerii și vârstnicii împreună. Și faptul că dumneavoastră sunteți aici, că sunt așa de mulți parteneri și ambasadori, reprezentanți din partea guvernului, autorităților locale, a sectorului privat, arată interesul. Da, a tuturora, de a crea aceste legături dintre generații. Acestea fiind spuse, vreau să avem în primul rând un cuvânt de deschidere din partea gazdei noastre, da, a domnului primar Radu Bușilă, și mulțumim foarte mult pentru deschiderea dumnealui. Și ca o adevărată gazdă vreau să oferim cuvântul. Domnul Bușilă, vă rog. Dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu știu dacă este cazul de microfon, cred că ne auzim destul de bine și ne vedem. Eu sunt profund impresionat și desigur că emoționat să vedem atâta lume bună, atâta oameni deosebiți la noi în localitate și în primul rând în muzeul, care este o față a satului nostru, cu gazda noastră, persoana doamnei Viorica Sârbu și doamnei Marita Varvariuc. Vreau să mulțumesc în primul rând, înainte de ce le spune lui Eduard, încă o dată vreau să strâng mâna, Eduard este un consătean de-al nostru, care a plecat din Comuna Piatra, dar datorită lui acest proiect, într-o oarecare măsură, este aici. I-am spus mai în glumă, așa, dumnealui, că el a plecat din sat în Chișinău, dar eu invers, din Chișinău aici în sat. Dar este important că unde nu am plecat, să nu uităm de rădăcinile și de localitatea noastră de Baștină. Și mă bucur că sunt asemenea persoane care nu uită. Stimați prieteni, domnilor ambasadori, domnilor reprezentanți și toți cei care ați contribuit la acest proiect frumos pentru localitatea noastră dragă, vreau să primiți cu această ocazie sincerele mele și ale noastre considerațiuni și recunoștință pentru timpul acordat, pentru efortul de a veni până aici și pentru dăruința dumneavoastră de a face ca pe fețele a 20 de localnici de-a noștri din sat să vină zâmbetul. Și credeți-mă că în zilele de astăzi, în circumstanțele în care ne aflăm, asta este destul de important. Sperăm foarte mult că oamenii noștri care avem aici în sală de azi vor comunica mai eficient între ei, cu noi, cu autoritățile locale. De ce nu cu dumneavoastră, cu cei care ne-au ajutat în derularea acestui proiect de aici, din localitate, și cu rudele și prietenii lor stabiliți peste hotare. Noi sperăm că acest proiect va fi ca un bun început, ca o chestiune care ne-a unit și ne-a făcut să ne cunoaștem unii cu alții. Să știți că noi, ca administrație publică locală, vom fi mereu deschiși unor asemenea proiecte, dar oricare proiecte, de chestiuni sociale, de chestiuni filantropice, de chestiuni de infrastructură, ecologice. Vreau să spun aici că noi suntem o localitate care ne aflăm în Orcheiul Vechi și suntem pe malul Nistrului. Avem monumente, arhitectură și stânca Mâgla și muzeul în care ne aflăm acum și alte locații destul de frumoase și importante. Și de ce acest suport pentru dezvoltarea și infrastructurii, și domeniul turismului, dar și partea socială a localității noastre este absolut importantă pentru noi. Eu încă o dată aș vrea să vă mulțumesc din suflet, din inimă, tuturor dumneavoastră,
celor care sunteți fondatori și sunteți sponsorii acestui program, dar și colegilor noștri din autoritățile publice centrale, dar și companiei Molcel și tuturor celor care ați muncit la acest proiect. Fie de bun augur, cu Doamne ajută și într-un ceas bun. Și sper că memoria despre satul nostru va fi una bună, pozitivă și memorabilă și va face ca să mai reveniți în localitatea noastră cu alte lucruri și cu alte inclusiv proiecte sau pur și simplu vizite așa într-un mediu frumos, ecologic și plăcut. Doamne ajută și într-un ceas bun! Mulțumim frumos, domnule primar! Așa cum vă spuneam, programul a fost lansat în anul 2020, în care atât tineri cât și vârstnici primeau în primul rând un telefon mobil, nu doar pentru a descoperi cum se folosește, dar pentru a comunica, a interacționa, a vedea, de fapt, cum pot accesa anumite servicii publice. Inițial a fost conceput un program pentru 5 localități, după care s-a lărgit în 10, după care în 15 și astăzi lansăm programul încă în 10 localități, deci în total în 25 de sate din Republica Moldova, care implică, noi suntem aici mai puțin, da? Doar 20, dar anul ăsta o să fie în total încă 200 de persoane vârstnice. Total vom avea 500 de vârstnici, femei și bărbați. Sper că avem un bărbat acolo, da? În centru. Și tineri, da? Fete și băieți, tineri care învață, în primul rând, cum se utilizează un telefon mobil, cum se utilizează anumite servicii publice sau servicii sociale. Voi avea mai târziu și o prezentare în ce tip de activități vom avea și cum se va implementa. Înainte de asta, aș vrea să ofer cuvântul la fiecare din acești parteneri care sunt implicați începând cu anul 2020. În primul rând, vreau să ofer cuvântul doamnei Nighina Bazăde, care este reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Nighina, you have the floor. So very good morning to each and every one of you. This is such an honor to be here. As Eduard said, the program started a few years back with a small family. It was a Minister of Labor and Social Protection, it was Motel and UNFPA. Cu adevărat a fost un proiect care a fost lansat încă cu câțiva ani în urmă și la început eram o mică familie, eram reprezentanții Ministerului Muncii și a Protecției Sociale, cei de la UNFPA și comunitatea locală și cei de la Molcel. And because of such a huge impact, because of such a huge interest and you know, impact on life of those older persons and young persons, it was expanded more and more. Și respectiv datorită impactului foarte benefic pe care l-am observat în urma implementării primei faze a acestui proiect, datorită acestei angajări și implicări totale atât a tinerilor cât și a vârstnicilor, noi am decis să extindem acest proiect. So the family was expanding. We have FDC joining and sorry I forgot to mention was with us from the very beginning. And we have now the government of Czech Republic joining us and I'm sure that the family will be expanding more and more. Și respectiv vreau să mai adaug că la început a fost cu noi și organizația HelpAge, pe care îi vedeți reprezentată aici. De asemenea, pe parcurs, deoarece acest proiect a fost unul atât de bine întâmpinat și binevenit, s-au alăturat și alți parteneri în contextul implementării proiectului dat, așa cum este Agenția de Dezvoltare Suedeză și cei de la Ambasada Cehiei. Agenția Elvețiană și cei de la Ambasada Cehiei. And this year we also having another company, private company Bayer joining the project and I will talk more about the element that they will add. Și respectiv mai este și o companie privată, Bayer, care s-a alăturat proiectului în acest an. Și acum am să explic un pic mai mult despre rolul lor la această etapă. So, we all know that Moldova having more and more increasing number of older populations. Știm cu toții că în Republica Moldova este acest fenomen de creștere a numărului persoanelor în etate. At the same time, UNFPA did the old age index and we know that there is a huge gap, there is a huge
you know, unutilized potential among all the persons. Și de asemenea, organizația pe care o reprezint a făcut un fel de cercetare, în urma căreia a ajuns la concluzia că există un potențial foarte mare a persoanelor vârstnice în această țară care nu este utilizat. Deci acest potențial nu este explorat. So, but this program is looking at the connection between young people and older generation, and that's the essence of the program, the beauty of this program. Și de fapt ceea ce încearcă să facă programul nostru este să facă această conexiune frumoasă între tânăra generație și vârstnici. În asta cred că constă frumusețea și importanța acestui proiect. Because every old person is a treasure in terms of will, knowledge, wisdom, skills that they could share with younger people. Pentru că considerăm că vârstnicii sunt acei oameni care reprezintă o bogăție. Ei au experiența vieții, înțelepciune, cunoștințe adunate în timpul vieții pe care le pot împărtăși cu tânăra generație. Similar, young people can also share a lot of knowledge, can also learn and teach a lot of older persons with new skills, new approach, new vision, which is absolutely essential in the contemporary world. Și de asemenea, tinerii sunt cei care au cunoștințe noi, cunoștințe moderne, pe care le pot împărtăși cu vârstnicii. Și considerăm că acest lucru, această interacțiune dintre vârstnici și tineri, este esențială în lumea modernă în care trăim. Yes, this project is very much focused on digital skills, in order to help older persons to access digital social platform, in terms of access the social services through the online platforms. Și respectiv considerăm că aceste cunoștințe digitale, deci cunoștințe de a utiliza echipamente moderne, sunt esențiale pentru vârstnici, pentru ca ei să poată accesa atât informații de utilitate generală, cât și servicii publice, deci informații despre acele servicii publice care le sunt disponibile. But not less essential is the site of the program which is social interaction, intergenerational bonds, you know, sharing knowledge and experience, and basically young people work together in the community. Dar nu mai puțin esențială, considerăm că este această interacțiune, această conexiune dintre tânăra generație și vârstnici care aduce oamenii mai aproape, care creează această interacțiune frumoasă la nivel de întreaga comunitate. So once again, I want to thank all our partners, Modcel, HealthAid, SDC, Government of Czech Republic, and also Bayer, because Bayer will bring, it's a pharmaceutical company that will bring element of the healthy aging in that program. Și respectiv, în acest context, vreau încă o dată să mulțumesc tuturor partenerilor noștri, cei de la HelpAge, cei de la Moldcell, cei de la Agenția de Dezvoltare Elvețiană, cei de la Guvernul Cehiei și toți partenerii, inclusiv cei care ni s-au alăturat recent, cei care sunt de la Bayer, este o companie care ține de farmaceutică, deci ei vor aduce componenta îmbătrânirii sănătoase în acest proiect. As Eduard said, we have now 25 localities, more than 500 people, all the persons covered by this project. So this already comes as a movement of all the persons who can share online with the experience, knowledge, and be together as a platform already. So maybe we have to think bigger in that sense. Și respectiv, cum a menționat anterior Eduard, cu adevărat, deja proiectul este extins de câteva ori și avem 25 de localități din Republica Moldova în care sunt incluse persoane pentru acest proiect și vorbim de peste 500 de persoane vârstnice și la această etapă deja putem spune despre o comunitate întreagă pe care dorim să o extindem, o platformă pe care pot comunica aceste 500 de persoane. So my last message is that I want to thank all the persons who are here, who are innovators, who are champions, who are brave enough to take forward, to step forward and take learn new skills and be champions in the community. Thank you very much. Și vreau să finalizez discursul de astăzi prin a vă spune că mă bucur foarte mult că sunteți aici voi, cei care ați avut curajul să vă implicați, care ați venit ca niște campioni să învățați la vârsta dumneavoastră niște abilități noi și să fiți un fel de lideri în societate. Mulțumim foarte mult! Mersi foarte mult, doamne Abazadea! După cum spuneam, sunt mai mulți parteneri, iar unul
pe lângă autorităților locale, în cazul nostru este Primăria Piatra, avem și autoritatea centrală, care este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De aceea vreau să-i ofer cuvântul domnului secretar general al acestui minister, domnul Tudor Mancaș. Domnul Mancaș, vă rog. Bună ziua, excelențele voastre, stimați parteneri, stimate gazde, doamnelor și domnilor, prieteni. Vă mulțumesc, mă bucur să fiu la acest eveniment. Mi-a atras atenție, în primul rând, aproape că opincuțele acestea cu care suntem toți îmbrăcați și încălțați. Și asta ne apropie cumva, uniformizează și m-a dus la gândul cu specificul acestui proiect, deci abilitare digitală pentru a asigura conexiunea între generații. Toate cele aspecte pe care antevorbitoarea mea deja le-a menționat sunt niște avantaje care pot fi replicate la nivelul altor comunități. Asta este vizibil, asta este clar, asta va asigura sustenabilitatea activităților proiectului, iar având în vedere specificul acestor activități, neapărat comunicarea cu tinerii, care din păcate în mai puține localități sunt în număr egal cu vârstnicii, anume prin aceste tehnologii, prin abilitarea, prin crearea celor deprinderi care vă va ajuta pe dumneavoastră, beneficiarii acestui proiect, nu doar să comunicați cu cei dragi, dar și să accesați servicii publice mai ușor, mai calitative și să vă ofere mai multe șanse la un trai mai bun aici acasă, mai ales că colegii deja au menționat, deci ca să zic așa, aceste eforturi comune de a asigura îmbătrânirea activă și sănătoasă este un deziderat pe care sau un efort care ne aduce să lucrăm împreună și care ne va ajuta nu doar să rezolvăm, dar sper în cele mai multe cazuri să preîntâmpinăm mai multe dificultăți cu care se confruntă vârstnicii din toate comunitățile Republicii Moldova. Mai sunt și alte inițiative la care noi, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, lucrăm. Evident, ele nu sunt suficiente, sunt aspecte care trebuie să îmbunătățite, dar împreună cu partenerii de dezvoltare, cu donatorii și cu autoritățile publice locale, sper că vom face față și vom avea rezultate frumoase în viitor. Mai frumoase decât până acum. Deci, de asemenea, aș menționa inițierea procesului de elaborare a unui nou program în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și alți parteneri, dar și programul de granturi mici în vedere promovării îmbătrânirii active și sănătoase. Noi toți împreună depunem aceste eforturi, iar ele sunt sortite și vor avea succes doar în colaborare cu dumneavoastră, să ne spuneți așa cum este mai bine, să găsim cele mai eficiente și să implementăm cele mai bune măsuri și activități care să dea roadă, mai ales că domeniul abilitării digitale este un proces continuu, care, la sigur, vom avea de învățat mereu, împreună, unii de la ceilalți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Mancaș. După cum vă spuneam, proiectul în acest an se lărgește în încă 10 localități, iar acest lucru este datorită noilor parteneri care îi avem în proiect. Anul acesta, Republica Cehă este ultimul partener, da? Cel mai nou-nouț partener al acestui proiect și de asta devenim foarte puternici. Dacă vă uitați în partea aceea și în partea asta, suntem practic la egal, da? Ceea ce e foarte bine. Asta înseamnă că ne lărgim și putem să acoperim mai multe persoane. De aceea am plăcere să ofer cuvântul excelenței sale ambasadorului Cehiei în Republica Moldova, domnului Stanislav Kajetski. Domnul excelență, vă rog. Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi, domnul primar, sunt foarte fericit că am posibilitatea să fii
în muzeul Casa Lazo, despre care am auzit, dar încă nu am avut oportunitatea să vizit. Și încă o mare plăcere pentru mine a posibilitatea să particip în prezentarea de același proiect. Când eu am venit pe Republica Moldova, am auzit mult despre cum a viața nu e ușoră aici, foarte multe probleme din țară, dar eu cred că sunt probleme care există numai în Republica Moldova, dar și în Republica Cehă. Și noi avem persoane vârstă care au deja mult ani și sunt cu aceleași probleme cum dumneavoastră aici în Republica Moldova. Și eu am o bunică care locuiește în Republica Cehă și el are probleme cu telefonul mobil, cu care nu are, nu e așa de ușor pentru ea să folosește. Și eu cred că la ideea de același proiect care conectează tineri și în vârstnici e foarte bună și mă bucur foarte mult că Republica Cehă a ajutat a posibilități că și mai multe oameni în Republica Moldova au cunoștință cum se folosește telefon, etc., de toate aceleași lucruri noi. Și încă o dată, cum am spus, e pentru mine foarte important că eu am posibilitatea să vizit Casa Lazo și sper că după aceeași ceremonie am oportunitatea să cunosc mai mult și să vin încă o dată pentru să fac o vizită personală. Deci vreau să mulțumesc toților, domnul primar și dragi colegi, și sper asta nu e la ultima oportunitate care avem să noi întâlnim. Mulțumesc foarte mult și dată bună! Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, ne bucurăm să avem noi parteneri. Noi, de fapt, de asta nu am lansat proiectul în Chișinău, da? Dar într-un sat, tocmai pentru a crea oportunități de a vedea și alte localități, de a promova turismul rural, mai ales că muzeul este gata renovat. Deci sperăm să vă mai revedem la Piatra. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul doamnei Caroline Tiso. Dumneavoastră este directoare de cooperare la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, un partener durabil al Republicii Moldova și ne bucurăm să avem SDC deja al doilea an consecutiv partener al acestui proiect. Caroline, please. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Este o plăcere să fac cunoștințe cu sat de naștere el. No, este o mare plăcere de să fiu aici cu dumneavoastră. Am fost deja în alte sate, i-a fost mereu o mare plăcere. Cred că recunosc câte persoane care au fost în alte evenimente. Este un proiect care este foarte frumos pentru că, de fapt, sunt persoanele în vârstă și tinerilor și se ajute pentru că tehnologia să fie mai puțin, cum se numește, ceva așa pe care, how do you say, when we are afraid of something? Că este frica de ceva. Nu trebuie să aveți frica de această tehnologie, dar aveți nevoie și eu am avut nevoie și mama mea a avut nevoie să avem ajutor pentru că să înțelegem mai bine acest lucru. Suntem convinși că cum s-a spus înainte, că persoanele în etate pot contribui în multe feluri la dezvoltarea societății și au multe de împărtășit tinerilor. Nu este doar ca beneficiarii, dar ca participanții societate, este important. Și tinerii joacă un rol mult important în schimbările sociale și modernizarea țării și pot face acest lucru prin voluntariat și implicare civică, așa că suntem și bucuros că putem să facem un link între centrul tinerilor pe care îl susținem cu UNFPA și acest proiect cu dumneavoastră. Credem că, da, observăm că multe servicii migrează pe internet. Și acest este pozitiv, are un aspect pozitiv, dar este un risc foarte mare și în toată lumea, că să fie persoanele care au rămas în urmă.
care nu se poate să conecteze pentru că nu au telefon, nu știu cum să funcționeze, nu au acces la internet și rămâne afară de aceste servicii. Îi trebuie să fim ca partenerii de dezvoltare, să facem, să ajutăm și guvernul și autorității locale ca să nu se fie așa, că nu sunteți lăsate în urmă de serviciilor. Noi în Elveția finanțează în Moldova proiecte de multianuale în domeniul sanitate și economia și alt domenii și încercăm mereu ca să asigurează accesul oamenilor de diferite vârste și categorii sociale în aceste servicii. Este această incluzie, este acest ceva foarte important pentru noi. În ultimul rând vreau să mulțumesc partenerii pentru că, cum am spus, este un proiect care mă țin în sunet și da, un FPA. Sunt foarte bucuros că ambasada cehă a fost cea parteneră și Molțel și ministeriu, primar, mulțumesc pentru să fim împreună aici. Și dumneavoastră, felicitări! Mulțumim doamnei Caroline Tissot. Atunci când am lansat proiectul în anul 2020, a fost inițial o inițiativă mică și ulterior colegii de la Fundația Molțel au fost foarte interesați să devină parteneri. Deci cumva acest proiect este împărțit, da? În sensul în care contribuția este o foarte mare parte de contribuția acestui proiect și acestor rezultate și a Fundației Molțel, lucru pentru care le mulțumim și suntem foarte bucuroși și ne mândrim că în acest an ei și-au lărgit contribuția în cadrul proiectului și asta se datorează, sau drept rezultat, avem mai multe persoane implicate în cadrul acestui proiect. Acestea fiind spuse, vreau să ofer cuvântul doamnei Irina Străjescu, care este directoarea executivă a Fundației Molțel. Dragi participanți, stimați parteneri, din numele Fundației Molțel, suntem foarte bucuroși să fim astăzi la acest eveniment de lansare a fazei 3 a proiectului Abilitățile Digitale Conectează Generații. Să știți că pe parcursul celor 2 faze ale proiectului, noi ne-am convins că abilitățile digitale chiar conectează generații și este un proiect de suflet care s-a născut din exemplul nostru personal. De exemplu, eu întotdeauna aduc acest exemplu, mama mea anul acesta face 84 de ani. Și ea este un fan al internetului și a tehnologiilor, are o tabletă și, da, vreau să vă spun că nu eu am învățat-o să utilizeze tabletă și internetul, ci băieții noștri, nepoții ei. Și dacă înainte comunicarea lor era cum a fost la școală, vine, acum au foarte multe teme de discuții pentru că toate sunt bazate pe internet și toate subiectele ce țin de acesta. Și acum chiar și joacă într-un joc online de cuvinte împreună și au ratinguri diferite. Deci, într-adevăr, viața ei a devenit mult mai interesantă. Eu cred că succesul unui proiect, într-adevăr, se confirmă prin continuitatea acestuia. Și proiectul a fost început în plină pandemie, când conectivitatea la internet și la telefon mobil însemna că poți să continui să comunici cu cei dragi, poți să continui să lucrezi, să înveți, să faci cumpărături, să citești noutăți, să fii conectat la viață, de fapt, la lume. Acum să sperăm că pandemia s-a încetinit pentru întotdeauna. Dar proiectul continuă. Și acest lucru înseamnă că ideea proiectului are dreptul la viață. Pentru că lumea digitală nu este doar despre pandemie și să fim conectați în timpul pandemiei, ci este despre îmbătrânire activă. Despre o viață interesantă, necătând la viață. Pentru că dumneavoastră cunoașteți cel mai bine. Vârsta nu este ceea ce e scris în pașaport, corect? Vârsta e ceea cum ne simțim noi în realitate, dar ne simțim mai bine atunci când avem interes de viață. Iar acea lume digitală care ne oferă internetul, ne oferă foarte multe oportunități. Putem să învățăm la Harvard online, putem să ascultăm muzica, să citim cărți, să găsim diferite rețete, orice dorim. Putem să comunicăm cu orice persoană din orice colț al lumii și să învățăm limbi străine. Deci oferă foarte multe oportunități. Și din numele Fundației Molțel, eu vă doresc un drum foarte interesant. Da, el va fi un pic provocator, dar datorită voluntarilor noștri la HelpAge,
astăzi. Neapărat drumul acesta va fi unul interesant și ușor, vă asigur. Fundația Moxel și de data aceasta vine cu telefoane mobile performante și servicii internet, minute, incluse, absolut gratuite, pentru ca dumneavoastră să nu aveți probleme și cheltuieli adiționale, dar să savurați din plin această cale de învățare continuă și de îmbătrânire activă. Ok, felicitări și multă, multă sănătate! Probabil vă gândiți că dumneavoastră nu să utilizați internetul. În primele luni așa este, dar ulterior, colegii la Moțau spune că ceva s-a întâmplat, că există foarte mult trafic, deci începe să utilizați. Asta înseamnă că deja atunci aveți abilitățile digitale dezvoltate și tinerii și-au făcut job-ul. Iar acest lucru n-ar fi posibil dacă nu am avea parteneri în toate aceste 25 de localități. Este vorba de organizația neguvernamentală HelpAge International. Este o organizație internațională care lucrează special cu vârstnicii și ei sunt și în Republica Moldova. Sunt un partener de foarte mulți ani a UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, și vreau să ofer cuvântul directoarei de țară a HelpAge International, doamna Tatiana Sorocan. Vă rog. Onorată asistență, stimați participanți ai acestui eveniment important, vă spun și eu bună ziua. Deci sunt ultima, dar cred că contează cel mai mult că am această posibilitate să comunic cu dumneavoastră la evenimentul de lansare. Sunt într-adevăr extrem de onorată să particip la acest eveniment de lansare a proiectului Abilitățile Digitale Conectează Generații. Este unul din aceste evenimente după lansarea căruia vom avea vârstnici care vor spune: eu pot învăța, eu pot utiliza telefonul mobil, eu știu cum să accesez internetul, eu pot să mă conectez cu familia mea, cu copiii care sunt peste hotare, cu prietenii. Și totodată, când auzim așa cuvinte de la persoane în vârstă, proiectul nostru devine nu doar pur și simplu o formalitate, dar devine un proiect, cum a menționat Irina, un proiect de suflet. Încă 30 de ani în urmă, dacă ne gândim și dumneavoastră, cei care sunteți în sală, cunoașteți, nicio persoană în vârstă nu ar fi crezut, de exemplu, că ar putea să utilizeze telefonul mobil sau să conecteze cu prietenii prin sistemul virtual, prin internetul sau prin rețelele de socializare. Și această posibilitate avem azi. La fel ca și la Irina, tata meu anul acesta împlinește 80 de ani și l-am învățat să acceseze internetul și să utilizeze telefonul mobil, și într-o zi el mi-a spus: foarte târziu tu ai început să mă înveți, trebuia să mă înveți 10-20 de ani în urmă. Și eu mă gândeam, da, păcat, atunci nici nu ne-am gândit la aceea că chiar putem să facem așa un proiect. Și datorită partenerilor de azi, datorită situației care o avem, posibilitatea de a utiliza telefonul mobil, putem afla noutățile din sat, din Republica Moldova, noutățile mondiale. Dar totodată este, într-adevăr, cel mai important atunci când eram în condiții de COVID-19, oamenii în vârstă nu puteau părăsi casa, însă prin telefonul mobil puteau să participe la viața socială, dar totodată să conecteze cu cei dragi. Pentru că, cum s-a menționat de la început, sunt director organizației HelpAge International de țară și cred că posibil doriți să cunoașteți un pic despre ceea ce facem noi. Suntem o rețea de organizații non-profit în peste 80 de țări ale lumii și susținem, promovăm drepturile și apărăm drepturile persoanelor în vârstă la un trai decent, sigur, activ și sănătos. În Republica Moldova activăm din 2005 și lucrăm în domeniile de promovarea voluntariatului, dezvoltarea grupurilor de inițiativă și grupurilor de la egal la egal, deci dezvoltarea voluntariatului în rândul persoanelor în vârstă, dezvoltarea comunitară, asistența socială primară și de sănătate,
prevenirea și combaterea abuzului și violenței asupra persoanelor în vârstă și totodată dezvoltarea activităților de antreprenoriat, activități de dezvoltare a afacerilor mici. În cadrul acestui proiect, împreună cu dumneavoastră, împreună cu actorii locali, împreună cu primăria, cu asistența socială, vom alege vârstnicii care vor primi telefoane mobile și HelpAge va fi organizația care va face instruirile pentru aceste persoane care vor primi telefoane mobile și deci noi să deschidem ușa aceea, portița aceea spre lumea digitală. Pentru aceea ca cuvântul abilități digitale să nu fie deja străin, dar să fie un cuvânt care vă place dumneavoastră și care să-l puteți utiliza foarte ușor. Noi vă dorim succes în acest proiect și sperăm că a să ne întâlnim foarte des, de regulă a să auziți de la noi cel puțin o dată în săptămână, fiindcă noi vom organiza evenimente, apoi vom cere rapoarte, apoi vom veni la evenimente care dumneavoastră le faceți în teren. Deci noi lasăm ușa deschisă pentru aceia ca să intrăm cât mai des la dumneavoastră, să vedem succesele dumneavoastră și împreună să ne bucurăm de succesele acestui proiect. Eu vă mulțumesc și vă doresc cele bune! Mersi foarte mult, doamna Sorocan. Eu o să prezint foarte scurt în ce constă proiectul și ce tipuri de activități avem. Proiectul, cum vă spuneam, așa. Deci, proiectul, după cum vă spuneam, a fost lansat în anul 2020 cu ideea de a uni generațiile, deci tinerii și vârstnicii din mai multe localități din țară. Noi ne-am gândit că noi putem să unim aceste generații prin utilizarea unui telefon mobil. De ce am făcut acest lucru? Pentru că la acest moment peste 20% de persoanele din Moldova au peste 60 de ani. Da? Plus la aceasta avem o populație încă tânără din Republica Moldova și am dorit să facem acest schimb de cunoștințe de la tineri la vârstnici și viceversa, de la vârstnici către tineri. Până în anul 2040, practic jumătate din populația țării va avea peste 50 de ani, iar procesul de tehnologiile informaționale vor fi foarte avansate, ceea ce înseamnă că odată cu îmbătrânirea populației Republicii Moldova, noi avem nevoie să acumulăm noi cunoștințe. Și noi acest lucru o să învățăm anul ăsta cu dumneavoastră. Următorul slide. Neghin a menționat deja, dar noi am făcut anumite și cercetări ca să înțelegem care sunt discrepanțele și arată că comparând cum trăiesc persoanele vârstnice în Moldova cu cele din Uniunea Europeană, așa cum știți și dumneavoastră, există foarte mare discrepanță. Și noi dorim, prin programele pe care le implementăm, să reducem această diferență dintre vârstnicii din Moldova și cei din Uniunea Europeană. Unul din domeniile unde există această discrepanță ține de utilizarea internetului. Da? Și atât vedeți în acest grafic, cu cât mai tânăr ești, cu atât mai bine știi aceste cunoștințe. Da? Aici sunt tinerii. Și noi dorim să reducem din acest decalaj, unde sunt vârstnicii, da? Vedem, la 70-74 este foarte, foarte puțin vârstnici cunosc internetul. Dumneavoastră, la sfârșitul anului ăsta, o să fiți deja mult mai înalt. Sperăm să o să fiți la rând cu cei de 15-19 ani. Cum am început? În anul 2020, Ministerul Muncii Protecției Sociale, Fundația Mulțel și UNFP au semnat un acord de colaborare pentru a implementa acest proiect în 10 localități din Republica Moldova. Următorul. După care noi în 2021 am extins proiectul către noi localități și aici vedeți lansarea a doilea faze, a fost în iunie anul trecut. Această fază a avut mai multe componente, a avut mai multe componente, inclusiv activități de instruire a vârstnicilor, activități organizate de CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Guvernare Electronică, deci tot felul de instruiri ca să vă simțiți cât mai familiarizați cu utilizarea acestui telefon mobil, să puteți accesa servicii sociale sau de sănătate, inclusiv și asistență psihologică, asistență juridică. Deci toate aceste lucruri au fost oferite în faza 2. Am avut și o campanie în care vârstnicii propriu-zis făceau fotografii, le postau pe rețele sociale, cum ar fi Facebook, și am folosit aceste poze pentru a documenta nivelul de îmbătrânire în Republica Moldova și calitatea vieții persoanelor vârstnice din țara noastră. Și astăzi lansăm faza 3, da? Astăzi mai extindem proiectul în 10 sate. După cum spuneam, îl lansăm în piatră, dar mai sunt încă 10 sate din mai multe raioane.
ale țării. Aveam 8 raioane, 25 de localități, 500 de vârstnici. Următorul slide. Deci, Fundația Molțele este unul din partenerii care a fost de la bun început, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și HelpAge International. Elveția s-a alăturat anul trecut, Cehia se alătură în acest an proiectului, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Guvernare Electronică, compania Bayer, care va oferi instruiri pe cetățenii de îmbătrânire sănătoasă. De exemplu, cum faceți anumite exerciții foarte simple, da? Sau cum să aveți un mod sănătos de viață. Toate aceste activități se vor întâmpla toate într-o lună. Da? În fiecare lună, practic, veți avea câte o activitate. Până la sfârșitul lunii decembrie veți avea o activitate, o interacțiune. Deci, coordonatorul local, împreună cu primăria, o să vă cheme și o să vă zic. În decembrie o să fiți ca și nepoții dumneavoastră. O să cunoașteți telefonul mobil foarte, foarte bine. Și noi asta ne dorim. Următorul slide. Da, înainte de a merge și a vă oferi telefoanele propriu-zis și a începe să vedeți cum să folosesc, aș vrea să invit aici pe două persoane care le aveam din comuna Cuizeuca, Cătălina și doamna Lizia. Deci vreau să vă întreb experiența dumneavoastră de a utiliza. Deci sunt două persoane străine care au venit la noi în sat, lucru pentru care le mulțumim și vreau să aflăm mai multe detalii cum au ajuns în acest proiect, ce au învățat, ce a fost nou. Deci, doamna Elena, dacă puteți să veniți chiar mai aproape, în primul rând vreau să ne spuneți cum ați ajuns în proiect și ce ați învățat. Eu, ca atare, până anul trecut, până în august, mă folosesc de telefon de cel simplu. Băietul mi-a propus să-mi cumpere unul mai performant, dar eu am spus, bătrânețele nu-mi trebuiesc. Însă fiindcă am avut ocazia și doamna Larisa noastră, fondatoarea, ne-a propus degeaba, am fost de acord și tare sunt mulțumită. Până acum am băiet în Germania, nu putem face legătură, greu. Dar acum prin Facebook și cu dânsul din Germania și din Cehia am nepot și am în Italia fiina mea, în Rusia am soră și fac legătură prin Viber. Plus de asta, tare mult îmi place emisiunile care sunt transmise pe YouTube. Acolo sunt televizorul, nu ne este canalul ăsta Prime, dar mie tare îmi place Vorbește Moldova, emisiunea asta. Și iată, acolo eu am posibilitate să o privesc la filmele. Soțul meu, suntem toți, amândoi în vârstă, avem de ajuns de lucru pe lângă casă, dar când o leacă la odihnă ne așezăm și amândoi doi bătrâniei cu telefonul în mână, el ia, ne-l pune pe Vlad Cebanu, lui tare îi place cum recită Vlad Cebanu, dacă știți aiești care... Și apă ian pe Niculin sau ian pe acela. Și în orice caz vă spun, tare o mângâiere pentru noi bătrânii. Tare o mângâiere. Mulțumim frumos, doamna Elena, dar și se pare că dumneavoastră chiar cunoașteți stă deja pe internet. Deci dacă ceva vă mai aducem la piatră să mai faceți și instruire aici. Iar acest lucru nu era posibil dacă nu era Cătălina care a oferit suport. Cătălina, cum ai ajuns să te implici în proiect? Ce ai făcut? Dacă pot la microfon ca să se audă. Eu am fost elevă, dar am învățat-o a ști și a scrie, dar e m-a instruit în mânui telefonul. Da, corect. Am aflat despre acest proiect, cred că undeva după sărbătorile pascale. Așa am fost informată puțin că o să fie și eu nu m-am gândit mult, o să am timp, nu o să am, o să dispun, cu toate că deja sunt în clasa 12, am un examen important. Am spus că da, eu vreau să mă implic, pentru că acolo unde este proiect, eu mereu. Și deja în vară, doamna Larisa, coordonatoarea noastră acestui proiect, ne-a chemat, am avut diferite instruiri. Sincer să spun, nu a fost atât de greu, pentru că acolo am vrut cu azart să mă implic în acest proiect, pentru că sunt bătrânii și unde sunt bătrânii, eu mereu vreau să le fiu de ajutor. Anterior s-a discutat despre conexiune, da, a fost o conexiune de suflet. Mergeam să învăț, dar pe lângă asta stăteam și discutam de suflet. De la ei avem ce învăța, pentru că suntem generații diferite și au avut să ne îndrume corect și să ne spui ce este bine.
Cum a spus doamna Elena, a fost prima mea profesoară și când am mers la ea prima oară, ea spune: Cătălina, eu te-am învățat să ții stilou în mână, tu ai să mă înveți să tapez aici pe telefon. O evoluat, frumos o evoluat, nu m-am așteptat și nu m-am gândit vreodată că peste ani un dascăl o să meargă și o să-și învețe și el profesorul. Asta cred că nu s-ar fi gândit nimeni. Și o evoluat toate. Nu m-am gândit că doamna Elena așa e de activă pe rețelele de socializare, pe pagina de Facebook. Nu am crezut. Eu mergeam, o învățam, dar eu am spus că nu știu dacă sunt șanse. Acum comentarii atât de plăcute când vezi că scrie la foștii ei elevi și e foarte plăcut și mă bucur pentru că și cred că mi-am făcut treaba și m-am descurcat bine. Mersi foarte mult. Doamna Elena, dacă tot ați fost profesoară și aici, dacă vă uitați în sală, puteți să vedeți elevii dumneavoastră din clasa 1. Dar care ar fi mesajul care ați dori să-l transmit elevilor care încă nu știu despre ce e asta, dar dumneavoastră care ați trecut prin asta? Care ar fi mesajul dumneavoastră? La microfon. Învățați starea să vă fie un fel de alinare pentru dumneavoastră. Eu vă spun, noi avem gospodării, nicătând că suntem în vârstă, dar ținem și vacă și mai scurșiți cum e la țară, că sunt de la țară. Dar în schimb, când vreau o leac să mă odihnesc, mă așez și stau și privesc și aneu zice, avei și eu de pe copii, dar văd că tu tot ca copii ești. Dar în schimb, vă spun că e tare plăcut și o să-l învățați. Numai până și o leacă o să ne prindeți și pe urmă o să-l învățați și o să mulțumiți celor care au inițiat acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Elena și doamna Cătălina, vă invităm să luați loc. Înainte de a vă oferi telefoanele propriu-zise, vrem să vă arătăm de fapt câteva imagini din anii precedenți care vă arată deja și alte persoane care au fost implicate aceste proiecte. Vă rog. Deci, în încheiere, vreau să zic următoarele. Acest proiect nu este despre telefoane mobile, da? Acest proiect este despre noi, oamenii. Cum creăm legături din diferiți oameni? Vedeți, oameni din localități diferite, din țări diferite, sunt aici pentru a ne uni cu fiecare. Și în cele mai grele timpuri, trebuie să fim toți împreună. Și mă bucur că astăzi noi suntem toți împreună aici. Sperăm că dumneavoastră veți fi adevărați ambasadori, bărbatul și ambasadoare, femeile, da? În promovarea acestui proiect. Vă doresc să învățați cât mai rapid utilizarea acestui telefon mobil și am să invit pe doamna Aliona Dutcă pentru a adona aceste telefoane. Doamna Aliona, dacă este, da? Deci, doamna Aliona o să citească numele. I-am să rog Nata. Da, sau Tatiana, ca să vă donăm telefoanele, deci o să dăm la fiecare persoană. Tatiana, o să dăm la fiecare persoană care este citită. Deci putem să rugăm domn primar, ambasadorul Irina, Caroline, Neghina. Da? Deci, doamna Leona, vă invit aici ca să citiți numele persoanelor și dumneavoastră o să le dăm. Deci, fete Nadejda. Да, это с
Ватаманюк Алексей. Граждан Любовь. Другой Феодора. С пригодежды. Другой Феодора. Гулиан Елизавета. Готешки. Негруца Евгения. Женган Татьяна. Запорожан Юлия. Попа Наталья. Да, да. Гарабазю Агафя. Греждиян Мария. Да, да. Онофраш Елизавета. Попа Агафя. Ватаман Мария. Шура Елена. Шура Елена. Плугар Евдокия. Ой, ще, доамна, сімцерев, ось та пара. Негруца Єлена. Доамна, да. Сней Галина. Гуляни за... Гата? Гата? Ну? Două persoane, două persoane sunt mobilizate la pat. Două persoane sunt mobilizate la pat. Mulțumim foarte mult tuturor, mulțumim frumos partenerilor pentru că au venit astăzi în localitate, mulțumim foarte mult primarului că ne-a oferit și a fost deschis să implementăm acest proiect în sat dumnealui. Mersim de asemenea gazdei, doamne Viorica Sârbu, și muzeului, deci familiei Lazo, că ne-a găzduit. Am descoperit muzeul reparat. Mulțumim în primul rând dumneavoastră, da, că v-ați gătit, ați reușit să veniți în zi de lucru și chiar dacă este frig, cumva așa parcă ne-am mai încălzit, nu știu, acasă mai fericiți, mai deschiși. Și ne vedem de aici încolo, o să ne urmează să ne vedem practic în fiecare lună. Aici? Ok, și pentru media, deci noi închidem acest eveniment, vă mulțumim foarte mult, dar noi rămânem, ne fotografiem, deci o să facem o fotografie comună și pe care mass media o să mai ia interviuri la dumneavoastră, adică oricum mai este o instruire pentru dumneavoastră încă o oră, dar mulțumim foarte mult partenerilor, acum urmează o fotografie de grup. Mulțumesc și o zi bună tuturor!